întrebări. Maria Ciorici mă numesc și am venit. Вообще без лаши не дано, Татьяна. Вообще без лаши не верю, что читать. Шук-шук резент. Шумын туарта, и смотри, смазан порца зла. Ты отзам, а ты как аза до отзыла заму. Ты бойцы, каша, и пенту для вас, у меня просто будет. Recunoștință pentru cea mai iubită mamă, vă răsună acum aceste cuvinte pentru dumneavoastră, care le-am scris cu mare drag și eu. Că eu am înțeles că sunteți o doamnă extraordinară și mai des sunteți urmăritoarea mea fidelă, m-a străduit eu mult. Mama noastră iubită, ești cel mai scump om din tot universul. Te iubim, mamă, enorm. Ai dat viață la 5 copii. Ești eroina noastră. Îi mulțumim lui Dumnezeu că te-a ales pe tine să ne dai naștere. Ești cea mai bună mamă din lume, cea mai frumoasă, cea mai gingășă, duioasă și iubitoare, mărinimoasă. Îți mulțumim pentru grijă, răbdare, nopți nedormite și tot ce ai putut oferi la fiecare. Te-ai jertvit atât de mult. Iar astăzi, draga noastră, ai ajuns la 60, trandafiri adunați în viață și tot frumoasă mamă ești. 60 de ani în care ai muncit, ai suferit, te-ai bucurat, din greu ai trudit, ai râs și ai lăcrimat. Scumpă mamă, îmi pare rău că nu putem fi astăzi alături, dar sperăm să ne revedem cât mai curând, mămică scumpă. Știu că ultimii 10 ani au fost cei mai triști și dureroși și viața nu ți-a fost așa cum era, tăticul nostru ne-a lăsat. Dar este steaua noastră luminoasă, ne deghează în fiecare seară. Tu ai rămas, mamă, stâlpul casei, să știi că ești o luptătoare. Iubita noastră mamă, pentru tot ce ai făcut pentru noi, nu ne ajung cuvinte să-ți mulțumim și datorită ție astăzi suntem aranjați în viață, fericiți. Mulțumim pentru educație cu care ne-ai crescut și pentru dragostea aleasă. Să ai parte de tot binele din lume, de toată dragostea posibilă și de zâmbit cât mai multe. Fața ta blândă și gingășă. Să ne trăiești, să înflorești, să ne fii mereu sursă de viață. Și tot ce-i frumos să iubești, să ai putere și speranță. Să-ți dea bunul Dumnezeu zile senine, pline de sănătate. Fericit să ne fii mereu și să nu uiți niciodată. Că oriunde noi vom fi, la tine, mamă dragă, tot timpul ne gândim și la ta sănătate. Te iubim foarte mult, mi este atât de dor. Mulțumim, mamă, pentru tot absolut ce ai făcut pentru voi. Felicitări vine din partea la toți copiii, dar în special fiica Laura și ginerile Ion și din Franța și fiul Ion din Italia cu Nora Iulia. Dar toți, adică toți au organizat, toți știau de această felicitare, dar Laura nu este prezent, așa, și fiul Ion tot, așa. Ei din departare vă împărășează cu mare, mare dor și mi-a spus, vă prind eu așa, știți? Fiți fericit, mă bucur foarte mult, dar zici, s-au zis mama lacrimi, zici, și s-au întâmplat, dar voi deși boșeți. Voi deși boșeți. Așa, dragii mei. Așa, eu știu că sunt lacrimi de bucurie, lacrimi care vorbesc doar despre faptul că o înțelegeți bine pe doamna Tatiana și o susțineți. La bine și la greu i-ați fost și sunteți alături. Vă ofer acum cuvântul dumneavoastră. Noi înregistrăm acest moment să-i transmiteți ce vreți să-i spuneți. Scumpa mea fiică Laura și ginerii Ion și feciorul meu Ion din Italia. Vă mulțumesc pentru surpriza care mi-ați făcut astăzi. Vă mulțumesc din suflet. Vă iubesc enorm de mult și mi-e dor de voi. Am emoții. Mulțumesc pentru cadou care mi-ați oferit. Vă mulțumesc pentru tot. Fiți sănătoși. Bravo. Haideți să aplaudăm tare. Frumos, sunteți și încă, uitați-vă și grupa podierșchei aveți în spate, vedeți? Prima melodie care o dedic din partea copiilor pentru mama.
Cea mai frumoasă dedicație muzicală la mulți ani, doamna Tatiana. Cel mai frumos cuvânt rostit pe acest pământ, atât de drag și sfânt, mama, ce duce în viitor, mereu atrăgător. Vorba în rusă, tanțuit все. Așa că vă invit aici pentru... Așa.